Bine ați venit! Noi căutăm pe doamna Iona. Se poate pentru ei chestia. Eu așteaptă. Dați un pic mai aproape. Nu mă uitați, dacă tremuri de... Validol n-avem. Noi la dumneavoastră venim cu ocazia zilei de naștere. Sărbătoriți astăzi, am înțeles, da? Și cum vă simțiți? Și o întrebați. Da, noi venim cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag care și-a dorit în acest mod să vă spună la mulți ani. Vreau doar să vă întreb dacă bănuiți cu cineva. Tășine, Doamne, Dumnezeu. Nu știu. Grea întrebare, da? Tășine. Din vecini. Din vecini acasă. Maxim e acasă, băiatul. Poate cine? Mai căutați, mai căutați. Noi așteptăm. Să-ți mașez o leacă. Grea încercare. Ați vă dau un indiciu, da, din partea finilor. Și Nadana? Da, cred că dacă păi cât fine aveți? Doi. Și pe care bănuiți? Nu știu, nu. Și nu Cole? Ia mai, da. E de murit. Ce apă musnată asta. Da, simți această tortă frumoasă. Este invitată și la mulți ani, dragi noștri. Aceste flori frumoase. Stai să ia mine. Avem și mesajul ăsta, știi? Se spune că Nașa este persoana care combină perfect rolul de mamă, prietenă și sfătuitor. Anume de așa un Nașa ne bucurăm și noi. Îți mulțumim că faci parte din viața noastră și îți dorim ca trandafirul pe care l-ai adăugat astăzi la buchetul vieții să-ți aducă doar fericire, împlinire, sănătate și mult succes în tot ce faci. Ne pare rău că nu suntem prezenți la sărbătoare, dar îți dorim să ai aproape pe cei dragi, să ai o dispoziție minunată și o mulțime de surprize plăcute. Cu drag, finii de cununie, Nicolae și Violina. Da, bine mă sună și spune că așa, dacă doriți să le spuneți câteva cuvinte finilor la cameră, vă rugăm. Și să-i zic mulțumesc frumos și Nicole și Violina, nici m-am așteptat creit azi. Mulțumim de tot sufletul. Vă așteptăm și acasă. Vedem noi aproape. Mult sănătate, fericire și vrei Dumnezeu să ne mulțumesc. Da, mulțumesc. Eu mă bucur că nu v-a stat inima. Da. Și vreau să cred că i-am reușit să-i aducem pe fiind un pic mai aproape. Și o sărbătoare frumoasă în continuare, cu mesajul la mulți ani. Mulțumesc.